fost chemat, zice Domnul, spune, Doamne, vorbește-ne, ține un cuvânt, iată, am hotărât să stau de vorbă cu tine. Aleluia, Doamne. Fiindcă te iubesc, zice Domnul, poporul te legământ. Iată, în înturarea mea m-am coborât să te sfătuiesc în seara aceasta. E vorti să rohult meniat ca n-a vorhel să raites. Te mă vei căuta cu toată inima ta, zice Domnul. Te vei lucra în dreptul ființei tale, schimbându-ți viața. Te vei scutura țărina de pe tine, zice Domnul. Și iată, vei călca pe eul tău în vremea aceasta. Fiu este Domnul care stă de vorbă cu tine, căci nu-ți voi întoarce spatele, ci când mă vei chema, te voi asculta, zice Domnul, și-ți voi veni în ajutorul tău, pentru că ce-am privit, zice Domnul, și în dreptul multor am văzut, iată mică este puterea, de aceea m-am coborât să-ți spun, voi veni să-ți dau putere, zice Domnul, voi veni să-mi tăresc poporul meu, să poată, iată să stea în picioare, pentru că și vremea se scurtează. Timpul e scurt și iată, pe pământ vor lua lucrurile o altă întorsătură. Veste după veste vei auzi, poporule, groază mulții, va cuprinde inima multora, zice Domnul. Pe la ținut carabio de dragă, dar iată, eu Domnul îmi pregătesc poporul meu. Pe cei slabi, zice Duhul Sfânt, iată-i voi chema acasă. Vor pleca tineri, vor pleca copii, zice Domnul, vor pleca bătrânii voștri, pentru că și iată am hotărât lucrul acesta, pentru că și de mulți dintre ei, vremurile care îi vor veni, zice Domnul, dinainte, iată, nu vor putea rezista și am hotărât să-i stric pe nume fiecare în ceata lui, zice Domnul. Dar iată ce spune Duhul Sfânt, poporule, nu ținuia inima, ridică-te în capul oaselor, pentru că eu sunt Domnul care voi întări ființa ta. Eu sunt acel ce voi da biruință și putere dinaintare celui ce ascultă de cel ce este viu în vremea aceasta, cel ce caută să se smerească, cel ce stă la arăta în rugăciune și cel care nu ne socotește vremea și timpul strigării. Taină este, zice Domnul prin Duhul Sfânt, scurtă, scurtă este vremea și iată un semn se va împlini și vei vedea și vei auzi cu el ca nume la glumii la el, ureca de carne, zice Duhul Sfânt. De aceea, zice Domnul, biserică, strânge rânturile, strânge rânturile, zice Domnul, cu post și rugăciune. Și în felul acesta vei vedea biruința, pentru că și dreapta celui atot puternic, așa vorbește Domnul, iată te va ține și nu te va părăsi, zice Domnul, Duhul Sfânt. Apropie-te să asculți, zice Domnul, și să faci voia mea. Felpis Evrihel Sakovet Gnaiel. Și iată, când mă vei striga, voi asculta strigătul tău și îți voi răspunde, pentru că ce-n vremea care este înainte, amărcitor
Adevărul va amăgi pe mulți, dar cel ce ascultă de mine, cel ce vechează, zice Domnul, iată, prin robii mei îi voi sfătui, le voi arăta calea, zice Domnul, îi voi întruba, zice Duhul Sfânt, și iată, nu se vor rătăci, așa vorbește Domnul, fiul care o să-l cobredic la ea, vino, te grabă la ascultare, să vezi biruința mea, amin.